transformare simplă a gazului ideal este transformarea în care presiunea nu se schimbă, numită transformare izobară. Cel mai simplu mod de a realiza o transformare izobară este utilizarea unui cilindru în care gazul este închis cu un piston ușor care se poate mișca practic fără frecare. Putem studia transformarea izobară folosind acest cilindru, un termometru care ne arată temperatura gazului din interior și o scală pe care putem citi volumul în funcție de poziția pistonului. Dacă încălzim gazul prin pereții cilindrului, vom observa că el se dilată împingând pistonul, deci volumul crește. Dacă răcim gazul, volumul scade. Putem spune pentru simetrie că gazul se contractă, dar nu trebuie să uităm că volumul gazului din cilindru scade la răcire, pentru că în dreapta pistonului nu este vid, ci aer la presiune atmosferică. Dacă în exteriorul cilindrului ar fi vid, aerul din cilindru și-ar mări volumul indiferent de temperatură, deoarece n-ar avea cine să echilibreze presiunea din interior. Deci ceea ce se întâmplă este că la încălzire presiunea în interior are tendința de a deveni mai mare decât cea din exterior, iar la răcire are tendința de a deveni mai mică, însă pistonul se mișcă modificând volumul gazului, astfel încât presiunea din interior rămâne practic egală tot timpul cu cea din exterior. Dacă facem mai multe măsurători ale volumului pentru diferite temperaturi și le reprezentăm grafic într-o diagramă volum funcție de temperatura exprimată în scara Celsius, obținem mai multe puncte care, după cum vedeți, se găsesc pe o dreaptă, așa cum era și cu presiunea în cazul transformării izocore. Acest lucru ne arată că volumul variază liniar cu temperatura, deci putem scrie V egal cu V0 pe lângă 1 plus alfa T, unde V este volumul la temperatura T mic, iar V0 volumul la 0 grade Celsius, așa cum vedeți pe grafic. Coeficientul alfa se numește de data asta coeficient de dilatare izobară, dar are valoarea tot 1 pe 273,15 grade Celsius. Această formulă se numește legea Gay-Lussac. Dacă prelungim această dreaptă spre stânga, observăm din nou că ea intersectează axa temperaturii la minus 273,15 grade Celsius, ceea ce înseamnă că la această temperatură volumul devine 0. Nu uitați, volumul poate fi 0 deoarece vorbim despre un gaz ideal alcătuit din particule punctiforme, fără dimensiuni. Deoarece volumul nu poate fi mai mic decât 0, nu poate exista temperatură mai mică de minus 273,15 grade Celsius. Iar dacă mutăm axa volumului la această temperatură, am trecut la scara Kelvin. În scara Kelvin, volumul la o anumită temperatură notată T mare se poate calcula cu formula V egal cu V0 pe lângă alfa ori T. Și dacă ținem seama că alfa este 1 pe T0, obținem proporția V supra T egal cu V0 pe T0 sau mai general V1 pe T1 egal cu V2 pe T2.